Sunt măsuri extraordinare luate în toate localitățile în care boala s-a extins rapid, inclusiv în capitală, iar autoritățile fac apel să înțelegem că este singurul mod prin care putem evita ca sistemul sanitar să fie depășit cu totul. De frica bolii sau amenzilor, oamenii au început să poarte mască în toate spațiile publice, inclusiv în aer liber. Copiii au stat astăzi acasă și au aflat orarul pentru lecțiile online. Părinții celor de vârste mici au trecut însă printr-un carusel de emoții după ce oficialii s-au bâlbâit până seara târziu și au anunțat pe rând bacă se închid, bacă nu se închid creșele. Bună ziua, masca dumneavoastră? Tocmai mi-am dat-o jos mai devreme. Indiferenți și la pericol și la riscul de sancțiuni, unii dintre locuitorii capitalei n-au respectat astăzi obligația de a purta mască și în aer liber. Masca? Ce este cu ea? Nu este pe nas. Da, îmi cer mii de scuze că nu este pe nas. Dacă nu pot să respir... Aveți o problemă medicală? Nu am nicio problemă medicală, sunt foarte bine. Atenție, noua decizie vorbește explicit despre purtarea unei măști medicale corect, astfel încât să acopere gura și nasul. Nu sunt de ajuns o eșarfă, ori un fular ridicat și nici semimăștile tehnice care stau chiar sub nas. Nu vrem să ne îmbolnăvim, trebuie să o purtăm. Înțeles. Înțeles, până la urmă. E foarte bine să se poarte mască, asta trebuia să o facă de mult, nu după ce sunt 4.000 de infectări. De la începutul pandemiei am pus masca pe față, nu se poate, cred că e și un respect față de oamenii din jur. Vom defila peste tot cu mască, în București și celelalte localități în care rata de îmbolnăvire a trecut de 3, cel puțin 2 săptămâni. Mulți și-au făcut stocuri. Aplic această măsură de protecție. Cât costă masca dumneavoastră? 16 lei din farmacie. Am mai mare încredere în farmacie decât în alte locuri, cum ar fi prin supermarketuri sau alte magazine de cartier. Spre deosebire de gripă, tusea convulsivă și meningita bacteriană care se transmit prin stropi mari de salivă, noul coronavirus, la fel ca varicela și tuberculoza, trec de la o persoană infectată la una sănătoasă prin stropi mici. Iată de ce specialiștii spun că este obligatoriu ca măștile folosite de noi să aibă cel puțin 2 straturi ca să fie și eficiente, nu doar să bifăm respectarea legii. Cele de unică folosință din farmacii vin însoțite de certificate de conformitate și vor purta pe cutii mențiunea înregistrat sau avizat de Ministerul Sănătății, însă și acestea făcute în croitorie ar trebui să treacă printr-o serie de teste ca să întrunească standardele de calitate. Certificarea va garanta că țesătura și vopseaua sunt sigure la contactul cu pielea și pot rezista la câteva zeci de spălări. A rezultat în urma testelor o eficiență de filtrare de 96% la particule peste 0,3 microni, iar la cele peste 10 microni chiar 99,9%. În localitățile roșii, o altă măsură luată în speranța de a tempera răspândirea bolii a fost închiderea unităților școlare. Doar că, în capitală, autoritățile s-au bâlbâit și au dat ieri mesaje contradictorii despre închiderea creșelor și a centrelor after school. Mai întâi, premierul i-a anunțat pe părinți că rămân deschise. Apoi, Comitetul Municipal le-a inclus în lista unităților închise. Ministrul Educației a declarat că e o neînțelegere și abia spre seară oficialii locali au recunoscut că au făcut o eroare și că rămân deschise. Părinții au fost bulversați. Puțin de la o extremă la alta, am căutat să fim calmi, să ne adaptăm ca să facem față situației, că oricum nu ne ajută nimeni. De-abia spre seară ne-am relaxat după ce am primit mesajul de la cei de la after că mâine copiii pot veni la prima oră la after. A fost un haos total generat de faptul că autoritățile se contraziceau, tot apăreau informări peste informări, a doua informare o contrazicea pe prima și tot așa. Părinții ne asaltau cu întrebări, care mai de care mai speriat de ce urmează, nu știau dacă trebuie să-și ia liber de la serviciu, dacă își pot aduce copiii în continuare la noi. Cel puțin un lucru a fost clar de la început, timp de 14 zile, toate grădinițele, școlile și liceele rămân închise. Acum, profesorii și învățătorii au obligația, conform planului întocmit de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, de a le trimite elevilor și părinților orarele de desfășurare a lecțiilor online. Și în sfârșit, dascălii au fost înștiințați că vor fi verificați dacă vor preda online, dar și cum vor face asta, iar cei care vor refuza nu vor fi plătiți. De astăzi sunt închise și cinematografele, teatrele, sălile de spectacol, dar și cazinourile. În hoteluri pot mânca doar clienții cazați acolo. Peste noapte și pe ușile restaurantelor au apărut astfel de afișe prin care își anunță clienții că este închis temporar, pentru că activitatea în interiorul restaurantelor este suspendată timp de 14 zile. Dacă totuși vă doriți să ieșiți în oraș, puteți face acest lucru însă la terase, poate încălzite, însă este bine să vă asigurați că terasa respectivă nu este una improvizată, cu pereți de jur împrejur și eventual cu o singură fereastră deschisă, pentru că terasele trebuie să fie în aer liber.
Roxana Hulpe, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.